bunurile așa în veci, veci, Yeah.
pricepi și cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta. Și unde se vârșește pe ea. Oh,
rase înainte, prea cucerii și părinți, prea pioși părinți, iubiți credincioși și credincioase, iată cu ajutorul Bunului Dumnezeu, suntem în mijlocul praznicului schimbării la față, care a fost rânduit de către Sfinții Părinți să fie așezat în postul acesta care precede praznicul adormirii Maicii Domnului. Frățiile voastre ca fii și fiice a bisericii noastre drept măritoare, ați auzit în popor spunându-se că postul acesta, închinat Maicii Domnului, este o ieșire sau o prelungire a celui care precede învierea Domnului, postul mare. Și ca asceză și ca rânduiel, posturile acestea se aseamănă între ele. Și de aceea Sfinții Părinți au statornicit ca acest praznic al schimbării la față, eveniment care s-a petrecut cronologică în viața Mântuitorului, înainte de patima în sacea Mântuitoare, deci a fost așezată nu în postul mare, ci în postul preasfintele Sfătoare de Dumnezeu, întrucât Maica Domnului este coautoarea mântuirii, este totdeauna reprezentanta noastră care duce rugăciunile și ostenerile sa noastre la Mântuitorul nostru Iisus Hristos și pentru faptul că ea a sfârșit și ea ca om pe pământ, fiind îngropată, dar a fost luată de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos la ceruri, tot așa și noi, ostenindu-ne, prin Maica Domnului ajungem să fim înălțați la starea noastră ființială dintr-un început, aceea care a avut-o Adam înainte de a fi căzut în păcatul primordial. Din textul Evangheliei, iubiți credincioși care l-ați ascultat acum, scurt, dens, și care îl găsim la evangheliștii sinoptici, adică cei care vorbesc mai mult despre istoricitatea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sub formă cronologică, Matei, Marcu și Luca, acest text ne vorbește despre acest eveniment care s-a petrecut, cum am spus, înainte ca Mântuitorul să plece, să se răstignească pentru noi, să moară pentru noi, să urce pe Golgota, arătând că acesta, de fapt, este drumul nostru în viața noastră, o mergere permanentă într-un urcuș ostenitor pe Golgota, portând recrucea vieții și acolo răstignindu-ne împreună cu El, murind împreună cu El, îngropați fiind împreună cu El, ca să și înviem împreună cu El. Deci se spune în Evanghelie că Mântuitorul a lăsat mulțimile la poalele muntelui. În Evanghelie nu spune că este Taborul. Dar aceasta o știm din Vechiul Testament pentru faptul că Psalmistul într-un loc spune că Taborul și Ermonul într-un numele Tău se vor bucura. Ceea ce însemnează că înălțimile, culmile cele mai înalte ale creației, ale munților, acolo ne întâlnim cu Dumnezeu și de pe înălțime noi scrutăm orizontul mai de departe, descoperind frumusețile creației, dar în același timp descoperind și sensurile existențialității a ființelor noastre conștiente care tind către asemănare cu Dumnezeu. Deci pe înălțime a luat pe cei trei, pe apostolii săi cei mai apropiați, trei, deci acolo era o triadă, trei apostoli și Iisus era împreună cu ei. S-a urcat pe munte și acolo s-a schimbat la față înaintea lor, fața lui strălucind ca soarele și hainele lui s-au făcut strălucitoare ca lumina.
a venit doi profeți ai Vechiului Testament, Moise și Ilie, și au vorbit cu dânsul. Evanghelia este la colie, nu spune de ce. Duhul Sfânt nu ne-a spus de ce sau despre ce vorbeau ei. Evident că nu vorbeau decât lucruri importante, nu cum plecărim noi de obicei, când ne adunăm vorbim ceea ce nu trebuie și nu este ziditor. Tradiția bisericii spuneau că vorbeau despre cele ce aveau să se întâmple, în cum se vor împlini profețiile Vechiului Testament în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vorbeau despre Fatima sa cea Mântuitoare. De altfel, inologia praznicului precizează că în contact, în munte te-ai schimbat la față. Și pe cât au putut să vadă ucenicii slava ta, au văzut. Căci dacă te vor și vedea răstignit, să cunoască patima ta cea de bunăvoie și lumii să te povăduiască că tu ești cu adevărat raza Tatălui. Deci, atât când vorbeau Iisus despre cele ce aveau să se întâmple, oare de ce apostolii care erau și acolo, care ascultau, dar ascultau poate și nu înțelegeau. Profeții care ajunsese la o stare inițială, avansată, urcase într-un fel prin asceză, la anumite stare de înțelegere a lucrurilor dumnezeiești. Ilie, care a fost ridicat cu trupul către cer, după aceea Moise, care și el s-a înălțat prin post și rugăciune asemenea lui Ilie, înțelegea cumva ce însemnează această taină a lui Dumnezeu. Cum să ajungi la transfigurare, la starea de îndumnezeire, la lumina taborică de care vor vorbi Sfinții Părinți mai târziu, Sfinții Filocalici, cum vom ajunge acolo decât prin asceză ostenial? Apostolii nu ajunseseră încă la această stare. Și acolo era deci altă triadă. Și Moise, Ilie și Iisus. Dar deodată s-a făcut o efuziune de lumină, o radiație penetrantă și s-a auzit un glas care s-a mai auzit odinioară la începutul activității publice a Mântuitorului de predicare a Evangheliei. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Deci, Dumnezeu Tatăl se manifestă și aici pentru faptul că era un Duh care uimea Duhul Sfânt. Și acest glas s-a auzit și la botezul Domnului atunci când Tatăl a voit să arate umanității Fiul Său cel iubit, care l-a trimis în lume smerindu-se, chenotic, pentru ca să ne aducă învățăminte, învățătura cea adevărată prin care noi să ne restaurăm ființial, să realizăm asemănarea cu Dumnezeu. Dar aici adaugă ceva față de la botez, pe acesta să-L ascultați. Deci, iată, Iisus ne încredințează că vom ajunge și noi fii ai Dumnezeu după har, asemenea Fiului Său, întrupat, smerit și răstignit, vom ajunge și noi ca El în cu condiția dacă îl vom asculta. Deci, iată că praznicul de astăzi, iubiții credincioși, ne îndeamnă mai curând la ascultare. L-a ascultat de Iisus Hristos, care și El, la primirea vremei, a ascultat de glasul Părintelui Său și s-a făcut asemenea nouă, afară de păcat. Deci, iată, praznicul de astăzi ne încheamă la ascultare. Și care este, de fapt, ascultarea la care ne cheamă Dumnezeu? În altă parte, Evanghelia spune: cel care voiește să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să urmeze. Deci, iată, la ce ascultare ne cheamă Dumnezeu? Să luăm crucea,
să o purtăm și să o ducem lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că nu ne-a indicat Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu în Evanghelia sa, o altă cale decât purtarea crucii. De aceea practicul acesta este în mijlocul postului. Pentru că postul înseamnă un urcuș duhovnicesc, purtându-ne crucea, arătând stigmatele vieții noastre, care de fapt le va vindeca Hristos prin Harul Său, atunci când ne vom întâlni cu El față către față și când El se va bucura că am împlinit ascultarea care ne-a dat să o împlinim în această lume. Dar de ce drumul către Dumnezeu presupune o steneală? Și aceasta o vedem din analiza și din fresca aceasta a schimbării la față, unde Iisus aparținea unor triade. Deci aparținea și Tatălui, adică nu a părăsit niciodată sânurile preasfinte trăind prin chenoza Lui, prin smerenia Lui, venirea Lui pe pământ. După aceea era și cu profeții vechei Testament, cărora le-a împlinit cuvintele care El le spusese, ei le spusesere în Duhul Sfânt, înainte de venirea Mântuitorului în timp, era și cu apostolii. Deci iată pe taborul este o triadă tridimensională a cărui axă era Hristos. Totul este Hristos și totul se focalizează în jurul învățăturii Lui și ne îndeamnă până și Tatăl Ceresc să-L ascultăm pe El pentru a ne împlini într El. Și iată, iubiți credincioși, că vedem cei care încă doar ascultau formal cuvântul lui Dumnezeu, dar nu îl înțelegeau în profunzimea Lui insondabilă. Apostolii cei trei, ca și noi astăzi, când vedem un lucru frumos, un lucru însemnat, așa cum tânărul acesta imortalizează în camera digitală ce spun eu și va prezenta pe televiziune sau în altă parte, sau frățiile voastre care cu aparate sofisticate încercați să imortalizați cuvântul sau starea de har care s-a creat astăzi în mănăstirea aceasta, pentru faptul că vedem aici, în cadrul liturghiei, pe un munte, vedem un tabor, ați urcat pe tabor aici, ați urcat să îl vedeți, să vă întâlniți cu Hristos, euharistic, să înconjurați potirul dragostei Lui care se oferă pentru hrana și băutura noastră. Deci ați venit aici, dar nu doar să imortalizați starea de har care s-a creează, care s-a creat, cum a vrut Petru și ceilalți apostoli care au spus, Doamne, ce bine este să fim aici, să facem trei colibe, ție una, lui Ilie una și lui Moise una. Dar un apostol și evanghelist adaugă la Luca fiind acesta neștiind ce trăiește. Deci el voia să imortalizeze ca frățiile voastre evenimentul frumos care se creează, acest spațiu liturgic sau acest univers liturgic care l-am creat astăzi în mijlocul naturii sau în această mănăstire. Și deci apostolii nu înțelegeau încă acel plan al lui Dumnezeu, acel plan de restaurare inițială, căci ar fi trebuit să înțeleagă că pentru ca să fie asemenea lui Dumnezeu, Hristos deja le-a asemănat, a făcut aceasta arătându-le însuși ce stare trebuia să atingă apostolii, care încă nu înțelegeau. De aceea le-a spus, coborând de pe munte, să nu spuneți nimănui până în vremea când vi se vor arăta vouă toate. E bine, ce însemnează aceasta? Dacă pătrundem mai adânc în Scripturi, îl avem pe acest Moise care vorbea și el acolo. Vorbea frumos cu Iisus. Nu știm ce, dar Moise, el se urcase și el pe o înălțime, pe Sinai. Și a postit 40 de zile și 40 de nopți și Dumnezeu i s-a arătat
dându-i tablele legii, acele texte gravate pe piatră, care aveau să le, trebuiau să le respecte fiul Israel și care au rămas în observația noastră până astăzi, aparat de una. Și deci Moise, ca să se întâlnească cu Dumnezeu, ca să-L vadă față către față, cum spune Scriptura, e bine, a trecut prin osteneală, prin asceză, 40 de zile de post, de osteneală. Și deci după aceea, când a coborât de pe munte, cum vom coborâ și noi, înapoi în lumea aceasta, Moise atunci spune Scriptura Vechiului Testament, când cobora de pe munte, fața lui strălucea ca soarele. El nu-și dădea seama că fața lui strălucește. Poporul, spune Scriptura, se uita la fața lui Moise coborât de pe munte, față transfigurată și iluminată în așa măsură încât ochii lor trupești îi erau orbiți. Ceea ce semnează că starea de sfințenie care o dobândise de la Dumnezeu, el, Moise, nu era conștient. Și deci poporul, spune Scriptura, ca să poată comunica cu fața lui transfigurată, îi punea un văl peste fața lui și altfel Moise a comunicat cu poporul. Ce înțelegem aceasta? În asociere cu apostolii care erau pe munte și care au zis să imortalizeze evenimentul de har, e bine, nu era suficient, nu era acel decât un crâmpei al ceea ce trebuia să fie în transcendentul divin. Era o pregustare a stării paradisiace care trebuie să o atingem noi. Nu trebuie să rămânem pe acest pământ. Drumul nostru continuă dincolo, urcând pe Golgota, dincolo de cruce. Nu vă opriți și nu ne trebuie să ne oprim în fața crucii, în fața suferinței, în fața ostenerii, în fața asupririi, ci trebuie acestea să le privim ca o perspectivă a transfigurării, că dacă nu le privim în transfigurare, ele desfigurează, nu transfigurează. Deci crucile, ostenerile, trebuie să fie duse în perspectiva transfigurării. Aceste momente de har pe care le voi și noi le imortalizăm pe acest pământ nu sunt decât crâmpeie sau mici pregustări ale stării care vom dobândi-o în Împărăția lui Dumnezeu. Deci drumul continuă, de altfel Iisus a arătat la ce stare trebuie să ajungem, la starea de iluminare, dar nu pe acest pământ, ci dincolo. Căci dincolo este realitatea. Aici doar ca să asemănăm viața noastră pământească, este doar apendicele unei cărți. Dacă vrei să citiți conținutul, așteptați să treceți prin Paștele personal, adică prin moarte, la viața cealaltă paradisiacă. Deci, iată, iubiți credincioși, pentru a ajunge la starea de tetabor sau starea de iluminare, le putem acestea gusta încă din viața aceasta, dar pentru aceasta trebuie multă ustărea. Deci, iată că Moise era deja ajuns. Petru, Iacob și Ioan încă nu. Ceea ce semnează că aceștia suntem noi. Ei sunt simboluri. Apostolii au devenit simboluri pentru noi. Ceea ce semnează că viața noastră trebuie să tindă ca apostolilor către transfigurare. Ei au ajuns și ei. Căci prin apostolii cei trei am dobândit și noi cuvântul, Evanghelia sau preceptele care trebuie să le împlinim în perspectiva asemănării cu Dumnezeu, în perspectiva transfigurării. Și deci, iată, iubiți credincioși, la aceasta ne cheamă praznicul de astăzi, să ne transfigurăm, mai ales că în lumea aceasta totul merge spre desfigurare. Lumea, mai ales în epoca aceasta modernă,
care a creat atâtea aparate, atâtea bombe, atâtea avioane, atâtea lucruri pentru desfigurarea lumii. Ei bine, sunt acestea dorite de Dumnezeu? Ei nu. Noi trebuie să ne angajăm la ascultare. Ascultare față de Dumnezeu și atunci vom realiza, evident, în sufletele noastre, în ființele noastre, asemănarea cu Dumnezeu și El se va recunoaște în noi și în faptele pe care le-am pus spre slava Lui pe pământ. Noi devenim acele, sau rămânând, acele slugi nevrednice de care vorbește Pavel, dar care atribute slăbănoage sunt transfigurate de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De-a lungul vremii, de-a lungul celor 2000 de ani de creștinism, au fost atâtea experiențe de transfigurare a oamenilor, încât noi avem astăzi atâtea modele, numai trebuie să le căutăm, să le urmăm. Spre exemplu, Sfinții Părinți ai Bisericii, care au trăit plenar cuvântul, au ascultat de Dumnezeu, au ajuns și au pregustat starea paradisiacă, starea taborică din lumea aceasta și, bineînțeles, acolo se bucură plenar de lumina necreată care o pregustaseră în lumea aceasta. Așa și noi să ne angajăm la asceză, iubiți credincioși, la osteneală, la ascultare, să ne angajăm a păstra comuniunea de persoane, a păstra dialogul pozitiv, ziditor, a păstra credința cea dată nouă de Dumnezeu, cea dată nouă de Mântuitorul la plinirea vremii, propovăduit de apostole, trăită de generații de sfinți de-a lungul veacurilor, a păstra tot ce împodobește acest mandat, acest mesaj de mântuire al Mântuitorului Iisus Hristos, să-L păstrăm fără ca alteritatea istoriei să-L afecteze. Și să ne angajăm a păstra de asemenea tot ce decurge ca morală din învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, mai ales că în această lume în care trăim și în care suntem pline atâtea informații primim, încât nu mai putem face discerne, nu mai putem discerne esențial de non-esențial. De aceea Hristos ne cheamă pe tabor și vă mulțumesc că ați venit mulți să-L ascultați astăzi prin noi, căci noi nu vorbim nimic de la noi. De altă ați văzut că cuvântul meu nu l-am început în numele meu, ci în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci în numele Lui vă vorbesc și în numele Lui vă propovăduiesc. Și când spun veniți la mine, nu înseamnă la mine ca persoană, căci eu sunt asemenea vouă o slugă nevrednică, dar vă arăt pe Hristos, care vă așteaptă pe înălțime, vă așteaptă să-i duceți crucea care ați avut-o în viața aceasta, crucea necazurilor, a suferiților, și atunci El vă va ușura necazurile și vă va așeza alături de El, recunoscându-se în osteneala, în ascultarea și în lupta voastră cu păcatul și cu stihile și cu duhurile răutății din lumea aceasta care zboară în văzduh, așa cum spune Apostolul Pavel. Să dea Dumnezeu ca întâlnirea de astăzi să fie o treaptă în plus în urcușul nostru către îndumnezeire. Întâlnirea de astăzi să fie o urcare pe tabor de pe care noi să vedem care sunt sensurile acestei lumi, drumurile unde pleacă ele și veți vedea că toate coboară și cum și apostolii au coborât cu Iisus în mulțime agitată și care era bântuită ca o turmă fără de păstor. Deci iată că de pe tabor vedem și ne putem defini cine suntem în contextul zbuciumatei istorii și atunci definindu-ne vom înțelege că nu trebuie să rămânem în labirintul acestei lumi, ci să ne uităm în sus
căci numai de sus vine toată darea cea bună, toată dragostea, lumina și buna sporire duhovnicească și trupească din lumea aceasta. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ilumineze, să vă dea pace și har, să vă dea putere din puterea Lui, lumină din lumina Lui, înțelepciune din înțelepciunea Lui, har din harul Lui, să vă dea înțelegere în a pătrunde adevărul și a păstra, să vă dea pașii sau cărările care să fie iluminate de lumina necreiată, taborică, care au auzit atâția părinți și atâția sfinți, să vă dea acea putere ca să biruiți toate duhurile răutății, să depășiți necazurile inadvertențele vieții, să vă ușureze suferințele de orice fel, să vă dea înțelepciune ca să sionați, adică să mergeți prin labirintul acestei lumi către împărăția Lui, unde ajungând vă veți recunoaște mai întâi în Cel care este Creatorul nostru, Dumnezeu Mântuitorul, și în toți cei care au fost împreună cu noi și ne-au lăsat aceste zauri în credințe pe care le-am păstrat. Așa să ne ajute Dumnezeu. Toate lucrurile astea acum să le vedem. De Hristos să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție asta. Alegeria voastră să o pomenească Domnul.
Dumnezeu într-o împărăția sa. Întotdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Criciții de-a pururea pomeniții, și toți fondatori sau noitori ai Sfântului Casului acestuia, ca Sfântului miluitor și păcător de bine, adormiți în adejdea înviere veșnice, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Te fericiți într-o adormire, Patriarhe României, Mironicod, Justinian, Justin și Teofis, și pe toți generații, Eparhie Romanului și Bacăului, din viacuri adormiți într-o Domnul să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Curile noastre de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletele noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul, după ce zicând, pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-mi aminte, așadar, la această poruncă mântuitoare și de toate cele care s-au făcut pentru noi, de cruce de mărunt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la cer, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăbită, iarăși pe mine. Apostolilor tăi, pe acela bunul nu lua de la nouă, ci lui noi este nouă, și lui ce ne rugăm Sfântul. Doamne, cel acela trimis pe prea Sfântul Dumnezeu în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acela bunul nu lua de la nouă, ci lui noi este nouă, și lui ce ne rugăm Sfântul. Te rugăm, umilință la tine cădem, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi, peste aceste daruri care se dă, și poate că pâinea aceasta,
cinstitul Prohristosului tău. Amin, Dumnezeu Tatăl. Dar nu este potirul acesta, ci stâzigele Hristosului tău. Amin, Dumnezeu Tatăl. Precăcându-ne, Duhul tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Să vă pomenească voastră, să vă pomenească Domnul. Sufletul spirituale păcate, spre primirea părăției cerului, iar o spre judecată s-au spus. Că aducem ție această sursă cuvătătoare, pentru cea dormiță dreaptă credință, strămoși, părinți, patriar, porunci, apostru, viitoare, mântărit, mărturisit doar cu Sfântul cel drept, care se ajută de dreaptă credință și pe noi, pe toți pomenești, să nu oprești pe păcate din noastră, nu te ascultă, dar o te ascultă pe Sfânt. Permita. Peste voi toți, al său har, pe să iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Cel ce s-a schimbat la față înaintea Sfântului Săi Vicenii și Apostol pentru mântuirea noastră, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, ale Sfântului Sava, acest Sfințit ocrotitorul mănăstirii acesteia, ale Sfântului Ioan Brădeaur, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare, și ale tuturor Sfinților români, să ne miluiască, ale Sfinților Drepturilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și cu ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.